9 acuzații de trădare la Survivor România 2023. Concurentul care a fost propus către eliminare aseară este nimeni altul decât Andrei Crișan, pe care, iar, fostele sale coechipiere de la Războinici l-au numit trădător și fals. Aseară, în ediția de la Survivor România 2023, cu siguranță spiritele s-au încins între concurenți. Fostele războinice l-au pus la zid pe Andrei Crișan, pe care îl acuză, în continuare, de trădare. După jocul de imunitate, în urma căruia s-au făcut nominalizările pentru eliminare, războinicele l-au votat pe Andrei Crișan pentru că trebuie să zboare acasă, cât mai repede. Fostele sale coechipiere au motivat de ce au făcut această alegere și i-au adus acuzații de trădare colegului lor, care se înțelege foarte bine cu Ștefania Stănilă și cu Carmen Grebenișan, alături de care a format și un grup. Alexandra Ciomag este de părere că Andrei nu a respectat promisiunea făcută de cei care au fost în echipa războinicilor și că acum este de partea lui Carmen și a Ștefaniei, considerându-le un om fals și trădător pe fostul ei coechipier. În această seară îl voi vota pe Crișan, deoarece a încălcat promisiunea pe care ne-am făcut-o noi, foștii războinici. Totodată pot spune că a fost și fals pentru că tot timpul s-a ascuns în spatele unor oameni și nu a vrut să-și spună punctul de vedere. Din punct de vedere sportiv, să nu mai zic că pe când eram războinici spunea că el e omul de sacrificiu. Iar acum când se bate cu fetele spune, wow cât de tare e fi bărbat când joci cu bărbații, nu acum. Nu mi se pare normal, a spus Alexandra Ciomag, în Consiliul de Eliminare. De asemenea, Alexandra Porcolab l-a nominalizat pe Andrei Crișan tot pe criterii sociale, menționând că fostul său coleg de echipă nu a avut o atitudine demnă de această competiție, îl voi nominaliza pe Andrei Crișan din punct de vedere social. Din punctul meu de vedere, modul în care el a mers în acest concurs nu este unul demn de Survivor. Dacă ai avea amuleta, te-ai salva pe tine sau pe altcineva. Votul meu este pentru Alexandra Ciomag, a răspuns și Andrei Crișan, propunerea sa spre eliminare fiind Alexandra Ciomag.